Ba mai mult decât atât, o piesă mai puțin cunoscută, dar foarte frumoasă, Miezul Nopții, există cu un videoclip filmat la noi, pe care l-am găsit, cred că 5 ani, povestește Nicolae Covaci în cartea, în prima carte, despre Miezul Nopții și nu... O visam noaptea, dar nu dădeam de ea. Nu mai știu prin ce concurs de împrejurări. Nea Bobo adormisem pe scaun la el acolo, tot copiind și vizionând, că era închis dincolo la vizionări și... I-am zis, eu mă duc să mă redac sau acasă să mă culc, nu mai rezist, și a țipat după mine. Măi. Cred că au apărut Phoenix să-i ai tăi. Și la sfârșitul unei emisiuni de varietăți, n-avea ce căuta acolo, de fapt cred că era arhivat, era pur și simplu. Acolo, da. E un videoclip, deci 68. Pe peliculă, 16 mm. Da, gândit, cum spune și Nicolae Covaci, de Cornel Chiriac. Cu balet, cu fantome, exact, cu scenografie și așa mai departe. Și foarte interesant e că e una dintre puținele lor piese psihedelice. E din epoca psihedelică, care trimite la muzica și epoca psihedelică. Revin, Cornel Chiriac i-a talonat tot timpul. Ba, există o legendă, nu știu cât e de adevărată, o spune într-o emisiune de-a noastră Nicolae Covaci, că singurele lui bagaje când a fugit în străinătate au fost benzile Phoenix, da.